Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. În acest video o să lansez o nouă serie de videoclipuri, ceva un pic mai special, ce nu am mai făcut pe acest canal, ceva ce am făcut doar în live-uri și poate nu toți ați urmărit live-urile mele și de aceea m-am gândit să încep această serie. Este vorba despre web browsing nostalgic, adică vom vedea cum arătau diferite website-uri acum câțiva ani, folosind un website numit Wayback Machine. Pentru primul episod, ca să începem cu ceva mai uh, simplu, vom merge pe Google. Așa arată acel website de, pe, de care vă spuneam, uh, Wayback Machine. Aici trebuie noi să introducem adresa website-ului uh, pe care dorim să vedem cum arăta acum câțiva ani și vom avea diferite arhive și snapshot-uri uh, cu acel website. Ok, hai să începem. Dacă vreți să. Uh, intrați și voi să testați și voi acest website, o să vă las acest link în descriere. Deci o să scriem google.ro, apăsăm tasta Enter și veți vedea imediat ce se întâmplă. Ne va arăta practic un grafic, vedeți că avem aici un grafic în care ne spune ne arată, practic, aceste dungi negre reprezintă timpul în care au început să apară snapshot sau capturi cu website-ul. De exemplu, din 2004 avem deja capturi cu Google. Avem o captură și în 2001, deci dacă dăm click pe această secțiune o să putem vedea aici cum arăta Google în 2001. Să sperăm că totuși merg capturile pentru că există uh, unele cazuri în care unele capturi nu mai funcționează, deci trebuie să vedeți și acest lucru. Deci cam primul snapshot ar fi pe 24 ianuarie, ia să vedem și după cum ziceam uh, se poate să nu meargă, așa se întâmplă și la mine. Uh, o să merg, totuși, în 2004 ca să fim siguri că putem vedea, și o să mergem în 9 februarie. Și așa arăta Google în 9 februarie. Uh, recent am văzut pe un website o is un istoric al logo Google, și dacă ați văzut și voi acum, Google s-a schimbat aproape uh, radical. Veți vedea cum arată Google în prezent. Google arată mult mai diferit în uh, prezent. Deci așa arată Google acum, vedeți și voi acest logo, destul de simplist, care păstrează culorile uh, logo-ului uh, care vedem aici, care ar fi fost cam primul logo al celor de la Google, uh, însă nu ne interesează cum arată acum, vrem un pic să vedem istoricul uh, Google și să vedem cum arăta. Deci vedem că arăta în felul următor, era un pic... Uh, unul mai simplist și pe live-uri ziceam când uh, am făcut pentru prima oară acest lucru, ziceam că uh, unii programatori uh, renumiți când au văzut prima oară o pagină Google au crezut că nu s-a încărcat pagina complet și că trebuie să mai aștepte ca să încarce pagina pentru că li se părea foarte simplistă. Ei bine, uh, am înțeles că pagina Google este și a fost atât de simplistă deoarece Uh, cel care a creat Google nu știa foarte mult HTML și a creat o pagină destul de simplistă care zic eu cam oricine poate să o facă uh, deci avem aici web, imagini, grupuri, director sincer sunt curios ce uh, era la grupuri deci avem aici grupuri în română uh, toate grupurile mai ales în limba engleză alt, orice subiect posibil biz.afaceri servicii recenzii hardware, software, informații pentru consumatori, artă, literatură. Deci, practic, aici aveam ceva gen, niște grupuri de uh, căutări, unde puteam noi bănuiesc să căutăm diferite lucruri. Ia să vedem. Să dăm aici latest, să vedem dacă mai există așa ceva, și se pare că nu mai există. O să merg înapoi. Da? Uh, și la director, iarăși, sunt curios să vedem ce este. Vedeți, și voi aici că aveam aici toate categoriile directorului limba engleză. Deci practic aveam un director unde erau uh, stocate toate uh, informațiile, să vedem la hardware ce aveam aveam aici uh, pagini web. Interesant uh, acest lucru, dar noi o să mergem mai departe. O să mergem de exemplu acum în anul 2005 în uh, 14 mai, să zicem, să vedem cum s-a schimbat uh, Google, dar totuși Hai să intrăm, uite, pe Google să vedem cum arăta Google atunci. Vedeți că acum Google are mai multe chestii adăugate. Primul rând s-au mai scos câteva butoane, iar în al doilea rând vedem că s-au mai adăugat video și news. La video bănuiesc că aveam categorisite videoclipurile de pe acest website, de deși nu era atunci... Google parten, partener cu YouTube Asta e adevărat Și vedem și noi aici că scrie de asemenea Video beta, deci practic era în stadiul Beta uh, Și interesant că acum O ne-a dus în 2013, stați puțin Eram în 14 um, Da, văd că Văd că a căzut A căzut website-ul, stați să intrăm din nou În acea arhivă deci google.ro și vom intra în 14 mai uh, 2005 imediat deci vedeți și voi că aici aveți uh, tot felul de arhive și arhivele pe care puteți intra sunt aceste bulinuțe albastre dar noi o să ne ducem bineînțeles în 14 mai unde am fost mai devreme ca să vedem uh, mai departe uh, și ceea ce este interesant e că era Google România și atunci în 2005. Uh, avem aici o chestie, puteam căuta în uh, diferite, puteam filtra practic căutările, puteam căuta în www în World Wide Web, pagini scrise în limba română și pagini din România. Uh, da, interesant, era destul de interesant acest lucru, puteam căuta, de exemplu, un subiect uh, și puteam să-l găsim doar uh, scris în limba română. Uh, ok. Până să trecem mai departe, vreau să vă spun că aici puteți vedea numărul de capturi și până din ce an până în ce an. Vedeți că la Google avem în total 6605 capturi din 24 ianuarie până în 25 august 2015. De fapt, aici era 2001 și aici 2015. Uh, hai să mergem un pic mai departe cum oricum ne apropiem de finalul acestui episod și chiar vreau să văd dacă vă plac aceste episoade, dacă vă vor plăcea, vom continua. Deci acum suntem în 14 aprilie 2010 și deja vedem că Google arăta complet diferit. Deja categoriile le aveam în partea aici, în partea de sus în stânga. Web, imagini, videoclipuri, traducere, bloguri, director, Gmail, mai multe. Sunt curios cum arăta Google traducere. De fapt nu ne lasă să intrăm din păcate. Aici nu e nicio problemă. Avem aici căutarea avansată, unelte lingvistice și deja începeau să apară și programele de publicitate pe Google. Da? AdWords și AdSense. Da? Deja începea să fie o firmă Google din acel an și aveam i Google care sincer să fiu nu știu ce este uh, nici nu putem intra la setări nu ne apare da deci snapshot-urile practic nu sunt făcute pentru acest website uh, în acel an nu avem neapărat linkurile funcționale și hai să mergem acum în 2013 și vedeți deja că din nou aveam câteva chestii, se adăugase și Google Drive. Uh, și aveam de asemenea disponibil și uh, uh, termenii de confidențialitate și uh, de asemenea termenii contractuali Google. Uh, deci vedeți și voi cu cât treceau anii Google începea să fie cu adevărat o firmă, începeau să aibă și ei copyright și toate cele. La mai multe sunt curios dacă merge, nu merge din păcate. Ok, deci uh, cam acesta ar fi primul video din uh, seria noastră de uh, web browsing nostalgic. Sper că v-a plăcut primul episod și nu uitați dacă v-a plăcut acest episod să lăsați un comentariu și un like. Și dacă doriți puteți da share pe Facebook ca să vadă și prietenii voștri. Deci cam acesta a fost primul episod. Vă mulțumesc pentru atenție acordată. Eu am fost Temi. V-ați fost pe canalul oficial turele gratuite. La revedere!